În acest video am să-ți arăt cum faci e-mail personalizat de pe domeniul propriu din cPanel. Salut, sunt Claudiu de la Zero Biz și, în primul rând, de ce ai nevoie de un e-mail personalizat? Păi, pe scurt, dacă ai o afacere, vrei să ai o căsuță de e-mail mult mai profesională, care să arate ceva de genul contact@domeniultău.ro sau domeniultău.com și nu contact@gmail.com sau contact@yahoo.com. Și dacă ai cumpărat deja un domeniu propriu, deci un site, poți să-ți faci oricâte căsuțe de e-mail personalizate vrei. Dacă rămâi până la sfârșitul acestui video, am să-ți arăt și cum se redirectează acel e-mail către e-mailul tău propriu. De exemplu, dacă vrei să nu cauți mereu ce e-mail-uri ai primit pe serverul unde ai site-ul, ci aceleași e-mail-uri îți vor fi trimise și ție pe e-mail-ul personal. Ok, să începem. Pentru început, intră la compania de hosting unde ai tu site-ul, eu am la Hostico, apoi accesează cPanel, iar aici în cPanel mergi la Email Accounts și apoi apasă pe Create. Aici dacă ai un singur domeniu, nu mai ai nevoie să schimbi, însă dacă ai mai multe domenii, apasă pe această săgeată în jos, alege domeniul unde vrei să-ți faci acel e-mail personalizat și vezi că aici în dreapta îți arată arond domeniul pe care l-ai ales. Apoi aici îi pui numele cum vrei să se cheme acel e-mail personalizat, de exemplu info arond site-ul tău, însă eu o să-i pun aici contact arond site-ul sudur.ro și apoi generează o parolă. Dacă vrei să nu se vadă această parolă, apeși aici pe acest ochi, da? De altfel poți să generezi o altă parolă și aceste date ar fi bine să le salvezi, deci username și parola, ca să le ai de fiecare dată când îți accesezi acel e-mail aici pe serverul de la compania de hosting unde ai tu site-ul. Ok, deci eu să-mi salvez aceste date și după ce mi-am salvat aceste date, deci numele de e-mail și parola, apăs pe Create. Iată unde va apărea, aici mi arată și ca să merg la e-mail să îl văd, merg aici la Check Email și aici îmi zice cu ce program să-l deschid, o să-l deschid cu acest program, Round Cube, și pun o bifă aici ca să-l deschidă de fiecare dată cu ăsta, să nu o mai întrebe. Apoi apăs pe Open și am primit aici un e-mail pe care îl deschid și mi-arată aici din cPanel, mi-a dat numele acelui e-mail și parola și mi-a mai dă aici câteva date. Ok? Bun, acum acest e-mail a fost setat și vreau să văd dacă funcționează. De aceea o să trimit un e-mail de pe e-mailul meu personal. Aici scriu către contact arond site-ul subiect e-mail de test. Scriu un scurt text aici să văd dacă funcționează, apoi apăs pe trimite. Aici mi arată că mesajul a fost trimis și mă întorc înapoi în e-mailul meu nou creat, îi dau un refresh și aștept un pic să văd dacă ajunge și când ajunge acest e-mail. A trecut un minut, îi dau un refresh să vedem dacă a ajuns și iată, acest e-mail a fost trimis. Ok. Bun, deci acum căsuța de e-mail funcționează și o să închid acum. Și ori de câte ori vrei să accesezi acest e-mail de pe server, merge aici în cPanel, deci te loghezi în compania de hosting, apoi te loghezi în cPanel, apoi mergi la Email Accounts și îl poți verifica de aici, apăsând acest buton, Check Email, și poți folosi acest e-mail așa cum folosești Gmail sau Yahoo.com, deci poți să trimiți mesaje, poți primi. Uite, dacă vreau să trimit un mesaj pe e-mail, apăs aici pe Compose, aici scriu unde vreau să trimit, zicem
primit pe e-mailul meu personal. Aici pun un titlu, aici scriu un text. Dacă vreau pot să pun și o poză, da, de aici. Deci, uite, am un editor de text, pot să folosesc și, să zicem, să îngroși unele cuvinte sau unele fraze, da? Și am chiar și posibilitatea să le fac cu altă culoare. Iar de aici, de la mai multe, chiar pot să pun și poze, da? Să încarc o poză de aici și să o ia să vedem dacă merge ceva mai mic, așa. Nu poate, pentru că nu poate să mă pună, pentru că trebuie să fie ceva foarte mic. Deci îmi scrie aici că maximum este 200 de megabytes, da? Ok, și uite, de aici, de la aceste mânere, pot să micșorez poza ca să nu arate chiar așa de mare, da? Ok, deci pot să scriu texte, pot să le fac mai mari. Uite, de exemplu, vreau să fac de 18 puncte. Și aici vreau să cu roșu, da? Fac roșu, ok? Bun, și acum apăs pe send și astfel eu am trimis un e-mail către o adresă externă, da? Deci astfel se poate folosi această căsuță personalizată. Haideți să vedem dacă a ajuns, uite, a și ajuns și iată cum arată. Văd că am trimis de fapt și cealaltă poză, deci mi-a luat-o și pe cealaltă. Bun, ok, acum ce vreau eu să mai fac acum este să redirectez, deci de fiecare dată când voi primi e-mail-uri aici pe această căsuță, ca să nu stau să mă uit de fiecare dată să caut pe server dacă am mai primit e-mail-uri, vreau să redirectez această căsuță de e-mail către e-mailul meu personal. Da? Cum fac aceasta? Păi închid aici, o să merg aici pe cPanel și apăs pe Forwarders. Și aici apăs pe Add Forwarder, aici spun e-mailul pe care tocmai l-am făcut, contact arond, de pe domeniu, să fiu atent să pun domeniul care trebuie, trimite la adresa și acum o să pun adresa clientului meu ca să eu trimită acolo. Acum am pus adresa clientului și apăs pe Add Forwarder. Acum, așa cum scrie și aici, e-mailurile pe care le primit, toate e-mailurile pe care le primesc pe contact@sudur.ro vor fi copiate către această adresă de e-mail personală, astfel ca acest client al meu să aibă și el o copie acolo când primește, ori de câte ori primește e-mail-ul. Apoi apăs pe Go Back și aici la Forwarders va apărea aici în lista de jos. Și asta e tot ce trebuie să fac. Ok, acum mă întorc la cPanel și asta e tot. Deci în acest video ți-am arătat cum să faci un e-mail personalizat de pe domeniu personal din cPanel. Dacă te-a ajutat acest video, te rog să-mi dai un like, un share. Înscrie-te dacă vrei la acest canal de YouTube, pentru că am și alte video care te-ar putea interesa în domeniul marketing online, site-uri, video și multe lucruri care te ajută pe online. Eu sunt Claudiu, de la Zero Biz, numai bine și pe curând!